vreau să-l atingem astăzi. De la bun început trebuie să înțelegeți că există instituții speciale unde oamenii învață 10-15 ani tot ceea ce o să încercăm noi să atingem în seara asta. Tema este atât de vastă și atot cuprinzătoare încât omul de astăzi practic nici nu-și dă seama că așa s-a ajuns încât trăiește într-un câmp manipulat permanent în toate aspectele vieții noastre, începând de la trezire și terminând cu momentul adormirii și dacă chiar și în planul subconștient, pe urmă noi ajungem să ne automanipulăm, pentru că toată ziua am fost manipulați și atunci chiar și în timpul somnului continuăm să ne automanipulăm. Povestea este atât de veche și s-a început cu elemente foarte mici, dar în timp ce civilizația umană s-a dezvoltat, dezvoltând în interiorul ei acele lucruri care se numesc, în termenii vechi, magia albă sau magia neagră, asta, manipularea, s-au dezvoltat tehnici, metodologii, psihotehnologii atât de vaste, încât practic astăzi omul nici măcar nu mai înțelege că este manipulat. El trăiește ca peștele într-un acvariu, unde, uite, apa aia și tot ce e acolo, totul este manipulat. De la bun început trebuie să înțelegeți că în lumea asta în care trăim noi, deja de mult timp, nu există niciun proces, dar absolut niciun proces social care curge cumva de la sine, fără ca cineva să intervină spre a-l manipula, spre a-i da direcții, spre a-l transforma într-un scop sau a atinge prin intermediul lui o țintă oricare. Primele lucruri manipulative au început încă dacă citiți Biblia, în primele capitole ale Bibliei, când șarpele vorbitor se apropie de Eva și istoria o știți mai departe. Tot discursul șarpelui, tot ce a făcut el cu Eva, apoi Eva cu Adam, nu era nimic altceva decât ceea ce se numește magie neagră, adică manipulare. Diferența între manipulare și orice altceva este că în timpul manipulării câștigul îl are numai una dintre părți, adică manipulatorul. Iar victima manipulării, de cele mai multe ori, poate nici nu să simtă victimă, ci chiar din potrivă să se bucure că s-au atins un oricare rezultat iluzoriu, aparent. În cele de urmă se poate întâmpla să nu câștigi, adică în realitate el nu câștigă absolut nimic, dar totuși îi se oferă un stimul, un bravo, uite așa se face, și în cele de urmă nu câștigă nimic. Spun asta pentru ca să înțelegeți cu toții că tema este atât de veche și atât de bogată încât merită ca fiecare dintre voi să se apropie de tema asta mult mai profund, să o înțeleagă, iar scopul nostru este în seara asta doar de a vă trezi interesul către asta, pentru că sunt absolut conștient că nu putem, n-avem cum, nici într-un curs de o lună, să-l facem pe un om să înțeleagă în totalitate. Cunosc oameni care se ocupă de tot ce înseamnă manipulare sau psihotehnologii manipulative sau polittehnologi, nu politologi, ci anume polittehnologi, care se ocupă de problemele astea sau de tema dată, de 30 de ani și încă tot nu pot spune că ceva în direcția asta stăpânesc. De ce? Pentru că în permanență apar metodologii noi, inclusiv electronice, internet, orice. După seara de astăzi, cred că unii dintre voi îți deveniți suspecți și vis-a-vis de propria pisică din casă. Că și aia culege ceva informație și aia e capabilă să facă ceva și aia e capabilă undeva să toarne. Iar cei care acumulează informația sau o structurează pot în baza acelei informații să facă ceva. Astăzi, din punct de vedere manipulativ, de exemplu, sunt programe inclusiv pe internet, le puteți download, da? Și acele programe, evident că sunt pentru civili, adică sunt extrem de primitive, alcătuiesc, calculează, de exemplu, de pe Facebook, doar vreo 6 parametri și cu toate astea, pot să știe, adică aflu despre oricare utilizator Facebook, orice, dispoziții, predispoziții, de ce se teme, ce îi place, orientări,
psihologice, politice, orice, 6 parametri. Vă gândiți-vă că unele organizații de securitate de stat au programe care calculează 140 ceva de parametri. Internetul este un instrument de manipulare, televizorul este un instrument de manipulare. Practic, mâine pe mâine în casa noastră există un obiect electric sau electronic care să nu fie un instrument de manipulare, într-un fel sau altul, pe anumiți parametri sau pe alți parametri al existenței și al gândirii noastre. Prin urmare, și cu asta o să închei și o să mergem direct spre material pe care o să-l citim, o să-l explicăm, completăm. Scopul nostru este doar de a vă prinde un interes, un beculeț, cum spunem, și a începe după asta propria voastră căutare, propria vostru studiu mai aprofundat în ceea ce se numește manipulare. Apare întrebarea, dar ne putem apăra de manipulare? Ne putem apăra. Dacă știi că ești manipulat, dacă atunci când nici măcar nu înțelegi că ești manipulat, de unde să-ți trezească interesul sau dorința de a te apăra? În timpul unei zile, vă dau un exemplu. Uite, alcătuim, facem asta chiar pe voi. Eu merg cu trenul de la Brașov la București. În timp ce merg cu trenul de la București la Brașov, în urechile mele, ochii mei, toți analizatorii mei sunt bombardați cu milioane de informații. De la Brașov până la București, mii prin cap întrec vreo 100.000 de gânduri prin cap. Nu știu dacă sunt toate ale mele, unele numai trec pe acolo și se duc mai departe, ca o antenă retranslatoare. Adică vine un gând, eu îl primesc, îl amplific și îl transmit mai departe, către creierul altui om. De la acel om, tot ca o antenă, vine gândul, el îl primește, îl amplifică, îl retransmite și uite așa în câteva secunde, gândul poate să înconjoare tot globul, de la un creier la altul. Și nu de la orice creier la orice creier, ci de la un creier specializat în astfel de informații la un alt creier specializat în astfel de informații. Și uite, eu merg către București. În timpul ăsta, chelnerul vine și încearcă să mă manipuleze. Nașul vine și el încearcă să manipuleze. Cel care stă lângă mine vine și el să încearcă să mă manipuleze, adică să mă introduc în cap viziunile lui despre, de exemplu, ce se întâmplă astăzi în lume, într-un aspect oricare al vieții, militar, social, economic, politic sau rest. Toți din jur încearcă cumva să te bombardeze cu niște informații. Te poți apăra de lucrurile astea? Acum apare întrebarea. Toate informațiile astea mă ajută pe mine să ajung la București. Scopul meu este să ajung la București. Tot ce se întâmplă pe parcurs și nu ți este ții util pentru a ajunge la București, este informații de care tu n-ai nevoie. Dacă n-ai nevoie, de ce ai accepta-o? Cu alte cuvinte, un om se poate apăra de orice tip de manipulare numai atunci când el are un scop, nu uită de scopul lui și se mișcă către scopul lui. În timp ce se mișcă către scop, culege, prelucrează, stochează, analizează numai acea informație care îi trebuie lui pentru a atinge acel scop, indiferent care este. Poți fi egoist, poți fi parșiv, poți fi nobil, poți fi ceresc, dar important este să-l ai. Aici importanța nu stă în calitate. Scopului, ci în faptul însăși a existenței lui. Ai un scop, te duci într-o direcție, culegi numai acele informații care te ajută pe tine să ajungi în acel punct, să atingi acea țintă. Toate celelalte informații, nu ai nevoie de ele. Sunt informații care pur și simplu te bombardează și ce? Mai mult ca atât, te manipulează și între timp te-ai pornit la București, dar ai ajuns tensori în tren. Până ai ajuns la București, ești însurat în tren. Că și ăla o să vină unul, este așa un fel de ofițer de stare civilă în tren, l-au numit sau atunci au apărut, cine vrea astăzi de Valentine's Day să se însoare în tren, o facem, astăzi uite pe loc și te-ai trezit la că te-ai însurat. Dar băi, tu te-ai pornit tensor sau te-ai pornit la București? Și banii pentru care trebuie să-i dai pe mașină la București, ai dat pe nuntă în tren.
Apoi să-ți găsești tu explicații de ce ai făcut chestia și o să ai impresia că toate alegerile care le-ai făcut au fost de bună voie și nesilite de nimeni. Și că așa ai vrut tu și că așa te-ai răzgândit și rest. Vă spun absolut sincer, practic astăzi pe suprafața României, de exemplu, 90 și ceva la sută din oameni nu fac nicio acțiune de bună voie și nesilite de nimeni. Nici una. Cei care pot face astfel de acțiuni sunt vreo, hai să spunem, 10%. Și dintre cei 10%, unii sunt specializați în ceva și alții sunt specializați în altceva. Uite, de exemplu, eu sunt cel care conduc. Pe de o parte, voi aveți dreptul la ce? La libera exprimare, corect? La îngrădirea drepturilor voastre cetățenești. Aveți dreptul asta, este? Dar pe de altă parte, aveți dreptul și la viață, corect? Doar că 90% din populația globului niciodată nu o să fie, dar niciodată nu o să fie specializată în ceva. Adică nu o să se priceapă deloc la cum, de exemplu, funcționează mecanismele de guvernare. Nu o să se priceapă și mulți dintre cei care sunt acolo nu se priceapă. Și acum hotărâți. Eu pot să vă dau dreptul la libertate de exprimare pe Facebook, pe unde. Informațiile este cineva, Google le culege, cunoaște datele, cunoaște fel de lucruri, știe cum să manipuleze electoratul, care anunțuri să apară, sau publicații sau articole să apară primele pe pagină, care să nu apară deloc, pentru a vă influența într-un fel, pentru a alege pe un anumit președinte. Pe celălalt o să-l dau mai jos pe paginile astea. Aveți dreptate, aveți libertatea de a vă exprima, aveți și drepturile voastre cetățenești. Și hotărâți, vă dau asta, dar muriți? Sau totuși vă restrâng drepturile cetățenești și de exprimare, dar eu ca stat sau eu ca securitate trebuie, am jurat să vă ce? Să vă și ocrotesc, să vă păzesc chiar de voi înșivă. Pentru că nu știți ce faceți. Și atunci cum voi face? Dacă eu sunt securitatea, o să vin și o să vorbesc, să vă conving pe voi, uite așa trebuie de făcut, uite așa nu trebuie de făcut. Uite asta trebuie să spuneți, asta nu trebuie să spuneți. Asta trebuie să vorbiți pe internet, asta nu trebuie să vorbiți pe internet. Sau o să vă manipulez direct. Cum credeți că e mai ușor, mai ieftin și mai eficient? Și o să fac lucrurile în așa fel încât voi să vă simțiți că este alegerea voastră, patriotică, o să simțiți patriot, despre asta vorbim, despre asta nu vorbim, sau cum o să facem lucrurile astea? Cum va trebui făcut? Pentru că altfel, dacă alegi popor, pe popor așa, neinfluențat, nici într-o, adică nemanipulat, el se pierde de la sine, se stinge. Din fapt, prin simplu motiv, că nu se pricepe și niciodată nu o să se priceapă. Omul nu se pricepe nici măcar la propria lui viață. Viața ta este așa pentru că așa ai fost manipulat. La ea viața e altfel, pentru că ea a scăpat de anumite manipulări, dar o dat de altele. La ea viața este în varianta 3. De ce? Pentru că ea a scăpat de influențele alea și de alte, dar nu a evitat alte tipuri de influențe și uite, viața ei s-a modificat anume în felul ăsta. Sub influența informațiilor. De diferite feluri. Aici, când vorbim de manipulare, manipularea este peste tot. Marketing, business, război, politică, educație, sex, droguri, mâncare, tot ce folosiți, pe oriunde vă duceți, unde îmblați prin oraș, peste tot o să dați de mecanisme de manipulare. Unele sunt directe și pe față și unii se prind și spun, domnule, ce manipulare primitivă și prostească. Da, așa e, de acord, dar eu nu a fost calculată și nu s-a adresat ție, ci celor 60% primitiv și proști. La ei asta prinde, tipul ăla de manipulare. La tine nu, tu chiar ți-ai dat seama că asta este o manipulare ieftină și proastă. Dar nu-i bai. Voi sunteți aia care v-ați prins, sunteți 10%. Dacă 90% o să behă de mâini conform legii, ei prin 90% te vor manipula și pe tine social ca să fii conform și să behă și tu ca să fii cu lumea. Chiar dacă înțelegi că behăitul e aiurea.
și când numai te prefaci. Dar nu contează pentru manipulator sau sistemele manipulative. Nici nu contează că tu înțelegi, dar totuși biefei. Contează că ți-ai modificat comportamentul. Suntem la o conferință cu o temă mereu actuală și ne propunem să vă oferim o privire de ansamblu, nu ceva atât de profund precum ne-am dori, însă o privire de ansamblu asupra acestui fenomen social pe care îl numim manipulare și ne vom axa pe anumite principii, vom discuta de diferite subiecte și vom vedea abordări cât de cât care să vă aducă mai multă claritate. Voi veți putea merge în detaliu în măsura în care vă va interesa acest aspect. Sub nicio formă nu se poate discuta despre această temă într-un sens profund, nici măcar la un curs, pentru că este extrem de complexă și îmbracă foarte multe nuanțe. Este cert acest lucru. Există, în schimb, o multitudine de materiale pe internet, atât video cât și numeroase cărți publicate, astfel încât oricine se poate documenta temeinic.